Majoritatea absolvenților de gimnaziu care vor să-și continue pregătirea în cadrul unităților de învățământ preuniversitar au aflat dacă vor merge la liceul și profilul dorit în urma repartizării computerizate din weekend. La nivel județean au rămas nerepartizați 46 de absolvenți ai clasei A8 a 8 care au susținut evaluarea națională și au dorit să intre la liceu. Unul dintre aceștia a absolvit gimnaziul în județul Vâlcea. Ei ar trebui să-și continue pregătirea școlară în doar câteva licee din județ, unde au mai rămas locuri libere. Etapa a doua repartizării computerizate va avea loc în perioada 29 iulie-5 august. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, la nivelul județului 8 mai sunt disponibile 116 locuri la licee. Niciunul dintre aceste locuri nu mai este disponibil la licee din Slatina, unde s-au ocupat toate locurile. Ultima medie de admitere a fost de 5,57 și s-a înregistrat la liceul metalurgic.